stai bene. Ia uite, acolo și cu camera, dar în altă bună. Drept la restaurant mergem, da? Dar cum? Nu se filmează. Zi mai tare ca să am și eu mac, așa nu s-aude. Cum să nu meargă? Bine. O să vedem, da? Poate încă să mă greșesc, crezi tu, da? S-a dat un plic acolo, orice. E, dar nu a dat nimic acolo. O spus numai, da? Păi, și uite, n-am mâncat două săptămâni, zic că vine domnul Păstic să consumez din mine de aici și mă duc la restaurant. Nața bună, cât Andreea. Of, 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 of. Bine, bine. Nu te-o găsit pe listă. Nu. Nu se poate. 1000 de lei. Premiu? Da. Metală de aur, dacă mi-a dat jos. Așa, crezi că... Nu, dacă mi-a dat de aur, 1000 de lei. Eu vă spun că... Dar nu depinde de mine. Metală de aur, 1000 de lei. Dacă mi-a dat un de aur, e bine, iau și... Nici 100 de dolari. Solari. Prava, Republica Moldova, ridică idul și tricolorul pe lume care atât de știu știi și azi e Moldova și aș ni mai aprecia și mai suntem ne mai apreciați pentru... Bine, hai sănătate, vă mulțumim! La revedere! Au medii apartamente, pois completa da rua, lá de milionário, pois o meio de lei, pois onde é que se reza um milhão de euro? Que te pareceu que não é aceitado a proposta russa? Rusul îmi propune 20.000 de euro ca să cedez, adică să pierd finalul. Să-i dai titlul de campion. Să-i dai titlul de campion, dar eu zic, păi, titlul de campion e cam greu să-l faci și să iei, să ridici tricolorul și imnul țării în lume. Asta e o chestie mare pentru mine, ca să pot eu face așa, gata așa o ocazie, ca să ridic eu țara noastră moldovnească în lume, care alții nici nu știu ce înseamnă asta Moldova și țară Moldova asta. Dar unde a fost campionatul? Mă rog, în Africa de Nord, nu? A fost pe 20 octombrie în Casablanca, în Africa. Și ai bătut fitez, dar tine te-a bătut guvernul. Da, da. Dar și bani te-ai dus încolo, nu de la stat? Păi din buzunarul sportiv, chiar că mai mult sportiv, sunt și gătii, tot poate spui și ei cum ne duce și așa mai departe. Tăi din banii noștri care ori împrumutăm și plecăm la campionate europene, mondiale, ori alte internaționale. Tăt ești cât trudă faci, cât te chinuiești, cât dureri zi la zi te antrenezi și când acolo Republica Moldova se adresează de sportiv, cum e. Ai putea să găte tot un campion mare, poate lămurează și el cum se poate... Tot la ultimul campionat a fost? Da, diferite campionate, europene, mondiale și așa mai departe, și naționale. Cum te numești? Mă numesc Achilles.
Denis Tachi? Da. Și vice-campion european? Și campion european la tineret. Tot sambo? Tot sambo, da. Bătăuș. Unde a fost? Când? A fost în România, București, uh-huh. Am trecut, în primăvară. Și în toamnă, în octombrie, a fost în Bulgaria. Și tot pe banii tăi te-ai dus? Da. Nu, în banii ministerului, fiindcă am fost premiant, dar multe cantonamente, multe pregătiri se manifestă din banii proprii. Te antrenezi tot la Mirin? Selecționată de judo. A, ai selecționat. Dar sunt și selecționată de sambo. Aha. Și ai fost, ai luat premiul de la minister? Nu, acum mă duc să văd. Cât îți scuzi de? Nu știu. Am auzit că e foarte mic premiul la noastră. Și de asta și am fost disperat foarte tare, că a fost depus foarte multă muncă, foarte mult efort. Chiar și am primit o traumă și trauma a fost tratată din banii proprii. A fost mult ajutat din partea unui sportiv de performanță mare, Victor Florescu, dacă îl știi, multă lume, premiantul cu doi la mondiale pe maturi la judo. El mi-a achitat toate operații, drumul și asta. Dar statul nu te-a ajutat cu nimic? Statul cu nimic. Și trauma a fost pe tatame, la... Da. Timpul antrenamentelor sau... Nu, timpul antrenamentelor. Da. Trauma este acumularea microtraumelor, multe competiții, mult efort și într-un moment dat ea apare fără preîntâmpinare. Da. Hai, mergi să vezi ce bani îți dă statul și să-ți comentezi. Bine. De ce trebuie să fie ori de acolo? Eu nu știu, în bucălterea, acolo. La contabilitate, da. Dacă eu am fost pe mine pe listă, nu m-am găsit. Da. Da. Și aici spune cu 1000 de lei, prieteni, cu 1000 de lei, da, da. Ați avea 2000, că am fost și la campionatul de la listă. Mi-am făcut de rostul de eu, ca să-ți cânt, ca să dă o Cât e o bucurată? 800 de lei. Cât? 800 de lei. 800 de lei. Când am trecut am avut 6.000 de lei. Și rezultate un pic mai mici. Deci anul ăsta îți dau mai puțini bani pentru performanțe foarte, mai mari? Foarte mici. Foarte mici. Performanțele sau sumele? Sumele. Nu, pentru cu 800 de lei, 800 de lei, îți cumperi și apartament și mașină, da, luxoasă și... Au, și bine, trebuie sportiv. La mâine, în sportiv, ca să mănânci pe zi, trebuie să cheltui vreo 300-400, să mănânci bine. Dar pe așa ar putea să vă iei cluburile străine pe degeaba, aproape. Da, pe cum? Da. Dar noi suntem patrioți. Patrioți, da. Altfel pentru patrie, dar patrie, așa se adresează. Alte state au... grijă de lume, ca de popor, dar iese la noi în invers. Lumea are, cum... Are grijă de imaginea statului. Statul, da, da, statul. Îmi pare rău pentru voi. Așa, e o bătaie de joc și eu știu. Eu, cum aș dori și așa, ar trebui să fie că sportivii, că ridic cinstea și țara Moldova, tricolori, în... În lume ar trebui niște multe merite, că să primească și apartamente și bani. Că ei sunt un fel de ambasadori ai statului. Da, ambasadorul, da, are salariu, da, de mii, da, da, și sportivul, da, niciun salariu și, da, nici onorariu. Da, sportivul și strămează și poate să rămâi și invalid pe toată viața. Fine, pe dânsul să-l ajute și mai departe. Și, rog statul, rog ca să ridici la sportivi salarii și să le dai pentru că merită și apartamente, bani și așa mai departe, adică să aibă grijă de oamenii ăștia, fiindcă oamenii săraci dau, cum spune, știi, tot pentru sport, pentru patrie, pentru țară, ca să ridicăm
cinstea țării noastre, cât e de săracă și noi luptăm pentru dânsa. Să ne știe lumea întreagă că suntem și noi oameni, știi, și trăim omenește. Хорошо. O să-i transmit ministrului.